Bună ziua, youtuberi! Fiți binecuvântați de Dumnezeu toți cei care ați binevoit să urmăriți acest filmuleț. O să fac o ascuțire a unui cuțit cu trei granulații, să zic așa, de pile. O ascuțire mai deosebită, să spun așa, la un cuțitaș mai ieftin. Bineînțeles, după cum vedeți, ceea ce trebuie să facem noi este ca să scoatem acei dinți, să spunem așa, care s-au format în timpul ascuțirii mecanice, în timpul șlefuirii sau în timpul finisării lor. Deci, prima dată, ca să îndreptăm un pic să nu fie denivelări, vom merge cu tăișul pe pila mai dură și vom îndrepta așa zisele diferențe sau denivelări care s-au format în timp, da? În momentul în care sunt acei dinți, atunci bineînțeles că nu ne va tăia și se va agăța. După cum vedeți, este un cuțit mai special, în ghilimele spus, un cuțit foarte, foarte ieftin, 3 bucăți la 1 euro, deci nu este un oțel foarte scump, deci sunt avantaje și dezavantaje. Primul avantaj este că este foarte, foarte ieftin, chiar dacă se strică, chiar dacă, da, îl pierdem sau așa mai departe, este foarte ieftin și se poate arunca rapid și cumpăra altul. Al doilea avantaj este că se ascute foarte bine, însă dezavantajul este că se tocește la fel de ușor. Acesta, după cum vedeți, este doar dintr-o parte ascuțit, de doar pe o singură parte. De partea asta este dreaptă, nu este ascuțit absolut deloc, deci numai pe partea aceasta. Deci voi veni cu cuțitul, l-o ține undeva la 20 de grade. De ce spun că se poate această operațiune? Pentru că este un oțel foarte moale și se poate face pe o pilă. În momentul în care nu prinde pila pe el, atunci este clar că este o problemă și eu, de fapt nu e o problemă, este un oțel foarte bun sau mult mai dur și nu se poate prelucra și avem nevoie de pietre abrazive. După cum vedeți, am pregătit și hârtia din două motive. Unul, să văd dacă prinde pila, și al doilea, să-l încercăm în momentul în care am trecut pe cele trei faze. Deci, cum am spus, undeva la 20-25 de grade încercăm să scoatem acele striații despre care v-am vorbit, care s-au făcut în timpul ascuțirii. Deci vom veni încet încet cu prima pilă, undeva vreo, da. Deci eu folosesc o lupă pentru ca să văd într-adevăr dacă acele striații s-au dus, și după care încep cu a doua granulație. Bineînțeles că nu am v-am ținut 2 minute sau 1 minut cât am insistat pe granulația aceea. Aici am o pilă triunghiulară mult mai uzată, da? Și tot numai pe partea aceasta am să folosesc pila aceasta, după care va urma și pila cu granulația cea mai fină. După cum puteți vedea, am pus în partea de jos un magnet, da? Și se observă că s-a adunat această pilitură de fier, să spunem așa, deci s-a prelucrat cuțitul nostru, după care vom veni cu cea de-a treia pilă. După cum vedeți, aceste două laturi nu au deloc dinți,
Da? Și doar pe partea din față este pila propriu-zisă, aici este foarte fină. Deci vom acționa pe partea aceasta fină, deci cu a treia dintre pile, după care vom veni cu marginea asta unde nu sunt dinți și vom trage acea bavură, da? O vom întoarce frumos înapoi. Bineînțeles, cum am spus la început, nu fac pe ambele părți, deci pe partea asta n-am să-l prelucrez, da? Doar pe partea asta. Și acum, dacă am făcut cu toate trei granulațiile, voi veni cu partea aceasta de oțel, cum ar veni, și am să încerc să dau bavura pe o parte, cum zicem, da? Dată frumos pe o parte, uite că acum se simte, deja este aici. Și în ultima fază, după cum vedeți, aici mânerul pilei propriu-zise este tot din același oțel, este rotund, da? Și cu el vom face partea de finisare. Bineînțeles că toată lumea este curios și eu sunt curios ce va ieși, însă în momentul în care nu ai o altă posibilitate, se poate folosi și această metodă. Deci, dacă vreți, vă las un link în descriere unde am făcut un filmuleț cu pietre naturale adunate din câmp, din natură și am ascuțit un cuțit. Da? Deci, haideți să vedem un pic ce s-a întâmplat, dacă s-a ascuțit sau nu. Deci, nu este chiar brici, deci eu zic că totuși s-a ascuțit destul de binișor. Bineînțeles, dacă vrem să scoatem o calitate mai bună, să-l ascuțim brici, nu știu dacă este posibil, însă se poate pune pe cureaua de la pantaloni, în cazul în care nu avem un strop și da, se poate încerca acea ascuțire până la starea de brici. Însă, pentru bucătărie, recomandarea mea este să nu îl ascuțiți mai mult de această fază, pentru că puteți să vă tăiați dumneavoastră și cei din casă. De eu zic că el taie destul de bine. Da? Bineînțeles că este loc și pentru mai bine, dar având în vedere că am folosit doar aceste trei pile, eu spun că este ok. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă spun toate cele bune, până pe data viitoare, unde vom încerca o altă metodă să ascuțim, ce știu, pe o cană, pe un pahar sau pe alte obiecte care ne înconjoară. Eu vă mulțumesc, la revedere, până pe data viitoare.